Mă numesc Carmen și am doar 25 de ani. Aș vrea să vă spun că viața mea este plină de lumină și speranță, dar adevărul este că sunt văduvă de câteva luni. Este încă greu de crezut că aceste cuvinte mă descriu pe mine. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi trece printr-o asemenea tragedie la o vârstă atât de fragedă. L-am cunoscut pe Andrei când aveam 20 de ani. Era un bărbat extraordinar, bâlând, Inteligent, plin de viață. Ne-am întâlnit întâmplător la o petrecere organizată de prieteni comuni și, din acel moment, am simțit o legătură profundă între noi. Îmi amintesc cât de mult am râs în acea seară, cât de mult ne-am apropiat vorbind despre visurile și speranțele noastre. Andrei era genul de om care te făcea să te simți în siguranță, care te asculta cu adevărat și care avea mereu un cuvânt bun de spus. Relația noastră a evoluat rapid, pentru că amândoi simțeam că suntem meniți unul pentru celălalt. După doar un an de la prima noastră întâlnire, Andrei m-a cerut în căsătorie. Îmi amintesc și acum momentul în care s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și privirea lui plină de emoție. M-am simțit cea mai norocoasă femeie din lume. Nu am avut nicio intare, i-am spus da din tot sufletul. Nunta noastră a fost simplă, dar perfectă. Am ales să ne căsătorim într-o grădină mică, înconjurați de prietenii și familia noastră. Totul părea ca într-un basm florile, lumina caldă a soarelui, zâmbetele tuturor. Dar cel mai important, am avut unul pe celălalt. În ziua aceea, am crezut cu tărie că vom avea o viață lungă și fericită împreună. Însă viața avea alte planuri pentru noi. După doar trei ani de căsnicie, Andrei a fost diagnosticat cu o boală gravă și rară. Totul s-a schimbat într-o clipă. Îmi amintesc cum stăteam împreună în cabinetul medicului, ținându-ne de mână, în timp ce el ne explica situația. Tot ce auzeam eu era un vuiet surd, ca și cum lumea din jurul meu ar fi început să se prăbușească. Andrei a fost calm. Încercând să mă liniștească, dar eu vedeam frica din ochii lui. Știam că urma să ne confruntăm cu o luptă cumplită. Au urmat luni de tratamente, spitale, nopți nedormite și speranțe frânte. Am încercat să fiu puternică pentru Andrei, dar era greu să văd cum bărbatul pe care îl iubeam se stinge încet, zi după zi. Erau momente când voiam să țip, să dau vina pe toți și pe toți. Dar îmi păstram toate aceste sentimente pentru mine. Nu voiam să-l fac pe Andrei să sufere mai mult decât deja o făcea. În ultimele zile ale vieții lui, Andrei mi-a spus că vrea să-și petreacă timpul rămas acasă, alături de mine. Am încercat să-i fac fiecare moment cât mai confortabil și plăcut posibil. Am povestit mult în acele zile, amintindu-ne de momentele noastre fericite, de planurile pe care le făcusem și pe care, din păcate, nu aveam să le îndeplinim niciodată. Andrei a plecat dintre noi într-o dimineață liniștită de vară. Stăteam lângă el, ținându-le de mână, când a dat ultima suflare. A fost un moment de liniște cumplită, un gol imens care mi-a invadat sufletul. În acea clipă, am realizat că viața mea nu va mai fi niciodată la fel. Acum, la câteva luni după ce l-am pierdut pe Andrei, încă mă simt rătăcită. Încerc să mă adaptez la o viață fără el, dar e atât de greu. Casa noastră e plină de amintiri, fotografii, hainele lui, lucrurile mărunte care odată aduceau bucurie, iar acum mă umplu de tristețe. Îmi lipsește atât de mult. Îmi lipsește vocea lui, râsul lui, felul în care mă îmbrățișa și îmi spunea că totul va fi bine. Cei din jurul meu spun că sunt tânără și că timpul va vindeca toate rănile. Într-un fel, știu că au dreptate, dar este greu să-mi imaginez un viitor fără Andrei. O parte din mine a rămas blocată în trecut, în amintirile noastre împreună. Știu că trebuie să merg înainte, dar nu știu cum să fac asta. Am început să vorbesc cu un terapeut ceea ce mă ajută să fac față durerii și să încerc să găsesc un nou scop în viață. De multe ori mă gândesc la ce ar fi vrut Andrei pentru mine. Știu că nu și-ar fi dorit să rămân blocat în tristețe. Mi-ar fi spus să trăiesc, să mă bucur de viață așa cum am făcut-o când eram împreună. Dar să fac asta fără el este cea mai mare provocare. În fiecare zi, mă străduiesc să găsesc o mică rază de lumină, să fac un pas mic înainte, să-mi reiau viața, oricât de greu ar fi. Îmi dau seama că această călătorie nu va fi ușoară, că va dura timp, dar știu că trebuie să o fac. Pentru mine, pentru Andrei și pentru dragostea pe care am avut-o. Aceasta este povestea mea. Nu este o poveste fericită, dar este a mea și este reală. Sper că, într-o zi, voi putea găsi din nou fericirea. Chiar dacă va fi diferită de ceea ce mi-am imaginat, până atunci voi continua să mă amintesc de Andrei, să-l port în inima mea și să încerc să trăiesc așa cum și-ar fi dorit el.